Am făcut o solicitare în mod direct către Ministrul Transporturilor și către Premierul României, Dacian Cioloș, să înceapă aceste lucrări de aici, de la Suceava, având în vedere aglomerarea excesivă a drumului european 85, care vine din Ucraina pe ruta Siret-Suceava-Roman-București. Astăzi, 5 decembrie 2016, am primit de la Ministerul Transporturilor, am avut și o discuție telefonică, următorul răspuns. Referitor la adresa dumneavoastră, a mea, a Consiliului Județean Suceava, înregistrată la Ministerul Transporturilor sub numărul 43133 din 2016, prin care solicităm informații referitoare la implementarea drumului expres Pașcani-Suceava-Siret cu denumirea în Master Plan General de Transport Drumul Siretului, vă facem cunoscut următoarele. A. Drumul expres Pașcani-Suceava-Siret este prevăzut în Master Planul General de Transport cu o valoare estimată de 486,19 milioane euro și o lungime de 101,5 km și o durată de implementare de 3 ani. Vorbim de acest tronson până la Pașcani. Drumul are și alte tronsoane de la Pașcani spre București. B. Ca urmare a analizei posibilității de implementare a proiectului de infrastructură în cadrul Ministerului Transporturilor, a reieșit că acesta poate fi implementat în două etape astfel. Și aici este noutatea. Pașcani-Suceava, cu o valoare estimată de 289,99 milioane euro, fără TVA și o lungime de 60,5 km, care se va implementa în etapa 1, adică din 2017. Suceava-Siret, cu o valoare estimată de 196,2 milioane euro, fără TVA și o lungime de 41 de km, care se va implementa în etapa 2. C. Traseul drumului expres va fi unul nou, diferit față de traseul drumului DN2 European 85, dezvoltat la nivelul studiului de fezabilitate și proiect tehnic de execuție. Ca urmare a solicitării formulate de dumneavoastră, ni se adresează nouă Consiliul Județean, a problemelor privind traficul auto pe drumul European 85, a deschiderii unor noi puncte de trecere a frontierei cu Ucraina și în conformitate cu prevederile articolului 15 din Ordonanța 7 pe 2016 a Guvernului României privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură de transport, precum și pentru modificarea unor acte normative, implementarea proiectului de infrastructură Pașcani-Suceava-Siret va începe cu anul 2017, cu elaborarea documentației tehnico-economice, respectiv studiu de fezabilitate și proiect tehnic de execuție. Implementarea proiectului în etapa de execuție a lucrărilor va fi corelată cu etapizarea descrisă mai sus. Ăsta este traseul de la Pașcani spre Suceava, deci vă rog să observați, spre Suceava și Siret, cu trimiterea, așa cum spun, Dolhasca, Verești, Suceava, Dărmănești, Siret.